Lovitură pentru statul român în procesul de recuperare a chiriei încasate de soții Iohannis. Ministrul Finanțelor recunoaște că statul român nu poate deveni proprietar al casei din Sibiu. Prin urmare, nici banii din chirie nu pot fi recuperați. Acum Eugen Teodorovici cere ajutor Ministerului Justiției și solicită verificarea notarului din Sibiu, care a refuzat să treacă în proprietatea statului casa pierdută de președinte. În plus, ministrul a trimis corpul de control la fisc pentru a vedea ce demersuri a făcut statul pentru a recupera la timp chiria de la președintele Klaus Iohannis. Foarte interesant, o anchetă similară va fi făcută chiar la Ministerul Finanțelor. Da, mai vreau ceva. A apărut doar scrisoarea răspunsului la Oficiul de Cadastru, care a spus că nu are elementele necesare pentru a considera statul ca fiind proprietar. Și în acest sens am spus că astăzi vom trimite o scrisoare. Deci această cale practic pare oarecum epuizată. Calea directă către Oficiul de Cadastru. Cealaltă cale cu notarul pe care colegii de la fisc au făcut-o, au urmat-o în 2016, unde notarul în baza articolului 107 din legea 35 a spus că suspendă acțiunea în instanță, spune acolo legea că poate suspenda, nu că trebuie să suspende. Și în acest sens, ca să parcurgem și această cale, vom cere Ministerului Justiției o verificare a activității notarului din Sibiu, pentru a vedea exact dacă au fost elemente concrete și legale. Ieri am semnat la Minister ordinul de serviciu pentru ca echipa de la Corpul de Control de la Minister să facă o verificare atât la Ministerul Finanțelor Publice, cât și la ANAF vis-a-vis de acest subiect, pentru a vedea exact care au fost hibele, nu știu, lipsurile, întârzierile motivate, desigur, de într-un fel sau altul. Și pentru, special pentru ca pe viitor astfel de situații nu se mai întâmple.